Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție de One to One. Eu sunt Ovidiu Mita și astăzi stăm de vorbă cu un tânăr specialist pe partea de fonduri europene, dar și candidat la funcția de consilier județean din partea Pro-România pentru Consiliul Județean Mureș. Este vorba despre Alexandra Grama. Bine ai venit, Alexandra, în One to One. Bine te-am găsit și mulțumesc de invitație. Cu mare, mare drag. Mă gândesc că acum e mare febră, nu la propriu, ci la figurat, pentru tine în cadrul partidului, campanie electorală și toate cele, nu-i așa? Da, așa este. Plecăm cu discuția de la faptul că ești absolvent de științe economice, UBB, Cluj-Napoca. Și tare sunt curios, de ce Cluj-Napoca și nu Târgu Mureș? De ce este acest reper oarecum profesional sau, mă rog, această trambulină profesională, în speță Universitatea Babeș-Bolyai, de ce a apărut în viața ta și poate de ce nu Petru Maior din Târgu Mureș? Sincer, am ales UBB pentru că așa era trendul, pot să spun, în perioada aceea, toată lumea mergea la Cluj și am fost plăcut surprinsă de ceea ce oferea Clujul. Verișoara mea plecase cu 2 ani înainte și știam că am acolo o persoană cu care să petrec timpul liber. Mult! Că doar na, am studenți. Fost... Da, și am fost și sprijinită de tatăl meu foarte tare să merg la Cluj. Așa mi s-a părut că acolo este un loc unde să mă dezvolt mai tare decât la Târgu Mureș. Și plănuiam să rămân în Cluj, sincer. Și acum vine întrebarea, de ce totuși nu ai rămas? Pentru că, apropo de trendurile pomenite de tine mai devreme, multă lume rămâne în Cluj după ce iese, mă rog, de pe băncile școlii, după ce absolvenții ies de pe băncile școlilor, universităților, rămân acolo. Se spune că undeva la 80%. Iată că nu te numeri printre cei 80%, te numeri printre cealaltă parte de aproximativ 20% care părăsește Clujul. Poate pentru localitatea natală și de ce anume, tare sunt curios, de ce te-ai întors? De ce m-am întors? Da, bună întrebare. M-am întors pentru că nu mă simțeam acasă acolo. Totdeauna mi-am dorit să fiu alături de familie și lipseau stând în Cluj, stând și weekendurile, pentru că am început la început veneam de joia, vinerea, mă întorceam acasă, deoarece nu m-am putut acomoda foarte bine acolo. Iar spre sfârșitul perioadei în care am stat în Cluj, înainte să mă întorc acasă, rămâneam mai mult pentru că am și găsisem un job acolo și rămâneam și weekendurile și nu mă simțeam acasă pentru că noi în familie suntem foarte apropiați, întotdeauna avem duminica masă în familie și îmi lipseau chestiile astea, îmi lipseau apropierea de familie, plus că începeam să mă gândesc mergând spre job în fiecare zi, începeam să mă gândesc, ok, eu nu știu aici o creșă, o grădiniță, mă gândeam spre viitor, mă gândeam spre întemeierea unei familii acolo și toate astea mi-au dat un sentiment de nesiguranță și din motivul ăsta m-am întors acasă. Poate că și distanța, dar dacă ar fi fost să fie o autostradă, probabil că distanțele se miceau, cel puțin așa în percepție, și era mai de digerat rămânerea la Cluj. Da, posibil.
Trebuie să menționez faptul că suntem live, cel puțin în 3 locuri, asta de aici din partea noastră, adică suntem live pe pagina MS24, pagina mamă a grupului Ești din Târgu Mureș Dacă, ce este de altfel al doilea loc în care suntem live la această oră, și desigur pagina emisiunii One to One, unde vă așteptăm cu întrebări sau... anumite nelămuriri ce vizează fondurile europene, pentru că iată avem în față un specialist în fonduri europene și vom diseca nodul acestei probleme și vom întoarce pe toate fețele acest subiect împreună cu Alexandra Grama, așadar. Și dacă este să ne întoarcem la ceea ce... ai început să faci imediat după ce ai terminat liceul, fonduri europene sau, mă rog, facultatea de profil din Cluj-Napoca. Ai făcut și un liceu care avea oarecum de a face cu cifrele, un domeniu realist sau, din contră, vii dintr-o altă zonă și a fost așa o schimbare de situație, o turnură de situație în viața ta. Se mai întâmplă, știm că se mai întâmplă. Am făcut liceul economic din Atunci... Târgu Mureș și de aceea și continuarea spre contabilitate, spre partea de economie și apoi fondurile europene care au apărut cumva neașteptat. Eram la Cluj, am început să-mi caut de lucru, să mă întorc acasă și pentru mine era cumva o... mi-era foarte groază de întoarcerea acasă și nu vroiam să fac neapărat contabilitate, pentru că la Cluj am început să lucrez câteva luni în partea de contabilitate și mi-am dat seama că este destul de monotonă și am început să mă plictisesc pe parte strict de introducere de documente și de... toate operațiunile care se realizează lunar într-o societate. Și am, cum spuneam, am început să-mi caut de lucru în Târgu Mureș și am dat peste un anunț unde se căuta o persoană într-o echipă tânără, dornică de a învăța multe și pe parte de fonduri europene, ceea ce m-a încântat și am și aplicat. Era o după masă spre seară, am și aplicat și imediat am primit răspuns, ok, haide la interviu. Ceea ce a fost foarte îmbucurător pentru mine și de acolo, adică din 2016, începe distracția cu fondurile europene. În 2016 acest anunț era cumva în flash? Mai era, exista? Era pe un grup de Facebook. Deja trecuserăm în online, acolo unde, iată, suntem și noi. Și printurile s-au cam dus pe oarecum o pantă descendentă. Fondurile europene, poate că acum ne sunt așa, mai cunoscute, mai cel puțin când auzim această expresie, nu mai tresărim și nu ne mai uităm așa încrâncenați oare ce o fi, dar cred că era o vreme când aproape că ele păreau intangibile. Este adevărat? Sau încă mai sunt intangibile pentru anumite societăți sau chiar primării sau alte entități? Într-adevăr, păreau intangibile. Acum încep să devină din ce în ce mai tangibile și din ce în ce mai accesibile pentru toată lumea și pentru primării și pentru societăți. Și ce anume poți face cu fondurile europene? Cui îi se adresează? Sau înspre cine sunt șansele mai mari să le dobândească, să le obțină pentru persoane fizice, juridice, din cele juridice vorbim despre privat sau entități de stat, care ar avea șanse mai mari sau care instituții ar fi mai eligibile? Și persoanele fizice, pentru că sunt multe linii de finanțare pentru mici fermieri, deci
în principal pentru agricultori și persoanele juridice, doar că pentru IMM-uri sunt sumele destul de mari și implicit și sumele pentru, pe care societățile trebuie să le aducă ca aport sunt mari. Deci este vorba despre dezvoltarea societăților mari. În ceea ce privește autoritățile locale, ele sunt mai eligibile pentru că ele sunt în mare parte finanțate în 100%, în procent de 100% sau cu o finanțare destul de mică, cu un aport al autorității locale destul de mic, și din acest motiv ele sunt mai eligibile și din acest motiv noi ca și societate de consultanță lucrăm în mare parte cu autoritățile locale. Și ce pot face autoritățile locale cu bani europeni? Pot să-ți spun ce au făcut până acum. A, așa, că e mai simplu. Se pot asfalta străzi, reabilita trotuare, se pot moderniza grădinițe sau chiar construi grădinițe unde nu există, se pot dota grădinițe, școli, se pot moderniza căminele culturale, se pot extinde sau realiza canalizare, se pot achiziționa diferite utilaje pentru dezăpezire. Sunt multe variante. Și totuși multe autorități sunt surprinse când vine iarna, apropo de utilajele de dezăpezire, că de fiecare dată, în fiecare noiembrie, decembrie, sau mă rog, atunci când vine prima zăpadă, se pare că sunt puse pe picior greșit. Sunt programe anuale și multianuale? Adică dacă accesezi fonduri printr-un program, el mai vine abia anul următor sau ai șanse și în toamnă sau, mă rog, în primăvară sau în altă dată să-l mai prinzi? Cum sunt structurate de regulă fondurile europene pe un domeniu anume? Pot să-ți dau un exemplu privind reabilitarea căminelor culturale. Noi am depus în 2017 proiecte pentru anumite comune și erau mai multe date în care se deschideau liniile de finanțare, însă trebuia să se realizeze un anumit punctaj și în funcție de punctajul limită, prima dată, dau un exemplu, cei cu un punctaj de până în 75 de puncte puteau depune până la o dată mai recentă. Până la o dată ulterioară puteau depune cei cu un punctaj mai scăzut, însă nu era garantat că mai rămân bani pe linia respectivă. Și dacă, presupunând că eu am rămas pe din afară, mai am șanse la acel proiect, cam când? Cât de dese sunt aceste deschideri ale liniilor de finanțare? Păi s-au propus anumite linii de finanțare pentru perioada 2016-2020. Acum suntem pe finalul perioadei și din 2021 până în 2027 se va deschide o nouă linie, se vor deschide noi linii de finanțare, deci dacă ai rămas pe din afară, probabil o să poți în perioada aceasta, în perioada viitoare. Deci iată că trebuie să aștepți și după banii europeni. Dacă nu ai punctajele aferente unei poziționări cât se poate de superioare. Dacă, să presupunem, eu sunt o societate sau, mă rog, instituție, ce ar trebui să fac sau cum se naște un proiect
care este traiectoria lui, care sunt piedicile. Hai să-l descriem așa, de la facere până la implementare, un proiect, așa, în linii mari. Ok. Păi, în primul rând, trebuie să ai o idee, să știi ce vrei să faci. E importantă și ideea? Păi, trebuie să se găsească printre liniile de finanțare. Deci, iată că trebuie să știi ce vrei, dar acea dorință trebuie oarecum să se încadreze în anumite tipare. Da. Da. În funcție de ideea pe care o ai, noi, în principal, încercăm să calculăm din start un punctaj, să știm cam unde se situează societatea, să știm cam ce, dacă sunt anumite criterii de care depinde punctajul respectiv, de exemplu, o societate să aibă mai mult de 2-3 angajați, să știm cum pregătim proiectul. Dacă e vorba despre construcții, trebuie să obții avizele necesare, să se facă un proiect pentru proiectul respectiv, diferite studii geotehnice, topografice, expertize, diferite documente, apoi se face studiu de fezabilitate. Toate acestea sunt parte a documentației a cererii de finanțare. După care trebuie să mai vedem dacă e nevoie de aviz de la mediu, de la DSP, de la DSVSA, de la diferite instituții publice. Dacă este nevoie de încadrarea în strategia localității în care dorești să-ți faci proiectul. Și cam astea sunt documentele și, bineînțeles, întocmim cererea de finanțare, care este un model standard dat de la AFIR. Toate astea se fac un pachet, un dosar, depinde dacă se depun online sau nu. Și mai nou, cum funcționează online depunerile? Pentru anumite proiecte online și pentru altele care se desfășoară prin grupuri de acțiune locală, prin galuri, acelea se depun fizic pentru că se depun direct la sediul galurilor respective. Ne-ai spus câțiva pași care oarecum intră în componența acestui proiect de finanțare. Cam în cât timp se desfășoară toți acești pași pomeniți de tine? Păi de la 2 săptămâni la câteva luni, în funcție de cât de repede este. Mi-era frică de faptul că spui câțiva ani. Nu, dar depinde de cât de repede este data limită a depunerii și depinde de cât de mult durează documentația. Chiar acum ne întreabă pe Facebook un urmăritor, Alex, proiecte de locuințe sociale sunt, aveți în portofoliu, știți, în cadrul companiei în care activezi, de asemenea, oarecum proiecte cu finanțare europeană? Noi nu am făcut asemenea proiecte și nu știu să spun concret dacă există sau nu. Mulțumim, Alex, pentru mesaj. Deci, poate dura de la o jumătate de lună până la câteva săptămâni. 2 luni. Totuși, mult mai bine decât poate cu proiectele finanțate de la bugetul de stat? Așa comparativ, mă gândesc că în rutina profesională mai știți cazuri și cu proiecte finanțate de la stat. Și oarecare ar fi, dacă le-am pune în balanță, care are și câștigător, cel puțin la capitolul implementare, în timp? Păi, vorbeam inițial de depunere. Depunerea cred că este cam aceeași, deci cam aceeași perioadă și pentru proiectele din fonduri europene și pentru proiectele naționale. Sunt curios care e mai rapid.
mă rog, statul român sau autoritățile de la Bruxelles? Aici era ideea, cheia întrebării. Cam la fel. Nu pot să zic că unul e mai rapid decât celălalt. Și uite cum mai vine o întrebare de la Sebastian. Aș vrea să o întreb pe invitată cu privire la accesarea unor fonduri europene în domeniul piscicol. M-ar interesa ce documente necesită. Țin să menționez că sunt o persoană fizică și este primul proiect. Te-ai lovit de asemenea spețe? Nu m-am lovit de asemenea spețe. În principal, cred că sunt nevoie de anumite... Deci trebuie să citesc un pic un ghid care este specific pentru o anumită linie de finanțare pe domeniul acesta ca să pot să-i răspund, pentru că nu există, nu este o generalitate să zic, uite, ai nevoie de 3 documente sau de 10 documente și să știu să-i le spun din cap. Sunt particularități pe fiecare domeniu și pe fiecare... Fără doar și poate. Mulțumim, Sebastian, pentru mesaj și dacă ai mai multe întrebări, te poate ajuta Alexandra, poți lua legătura cu ea pe Facebook, o găsești cu acest nume exact cu care este menționată în acest live. Revenind la proiecte europene și la tot parcursul lor, mă gândesc că atunci când vorbim de un proiect european, toate drumurile duc la Alba Iulia, nu-i așa? Da, așa este. Acolo se centralizează la nivel regional, pe Transilvania? Da, da, acolo. Birocrație mare? Destul de mare. Și este bine cu COVID-ul, că... Iată, o parte bună, da. Sau o parte plină în toată... O parte plină a paharului, povestea. Că a început să se poată depune mult mai multe documentații online. Dar ca și birocrație, ca și documente, în aceeași măsură trebuie întocmite, însă nu se mai ștampilează pagină cu pagină, cum se ștampilau până acum, ci cu semnătura electronică și le depunem online. Iată că până la urmă s-au mai trezit și funcționarii, chiar dacă lucrează cu instituții europene, iată, metehnele românești au dăinuit și în aceste instituții semi-europene când vine vorba de finanțările de la Bruxelles. Și dacă tot am pomenit de atâtea și de atâtea ori în această seară cuvântul proiect, tare aș vrea să-mi spui despre un proiect la care tu ai lucrat, s-a finanțat și de care ești tare, tare mândră. Proiectele de care sunt tare mândră și la care am lucrat, pot să spun cap-coadă, sunt cu achiziții de utilaje pentru dezăpeziri. Deci atât că o domnișoară și o tânără doamnă mai nou se ocupă chiar și de utilaje de dezăpezire și probabil că și agricole, mă gândesc, nu? Da. Și pot să spun că căutând, făcând atât research și căutând diferite tractoare, diferite lame de dezăpezit și remorci și altele, aveam o perioadă în care doar despre asta aveam reclame pe toate paginile. Deci mă gândesc că ești foarte la curent cu tot ce înseamnă domeniul tehnic din moment ce trebuie să oferi consultanță în asemenea ramuri. Vrând nevrând. Da. Vrând nevrând. Parcă și văd acasă o discuție cu partenerul de viață, discutând despre lame, de tractor, de dezăpezire și așa mai departe. Ca și UAT, poți începe un proiect pe fonduri naționale și din varii motive să nu-l duci la bun sfârșit, la finalitate, după care să faci așa o reconversie de finanțare pe linie europeană? Presupunând că eu sunt primăria și am dat-o în bară cu, nu știu, căminul cultural sau poate un proiect de branșare la apă, pot trece pe finanțare europeană după ce
din vari motive nu ai și proiectul cu finanțare locală? Da, se poate, depinde de stadiul în care a fost proiectul. Dacă a fost proiect la faza depunere sau s-a depus și s-a renunțat la proiect, se poate trece pe... Deci nu este un impediment. Nu. Am înțeles. Cu ce se lucrează mai bine ca și persoană în consultanță? Cu primăriile mici de comune sau cu primăriile mai măricele din județ, primăriile de orașe sau municipii? Care au o sete mai mare de a atrage fonduri europene? Cele din mediul rural, cele din mediul urban? Noi avem și comune din mediul rural și din mediul urban care atrag primării care atrag fonduri europene destul de multe. Deci e bine că au ajuns și cele din mediul rural să dorească să aibă confort și infrastructură și cele din mediul rural pe ce marșează? Pe asfaltări de drumuri și pe școli. Deci îmbunătățesc calitatea vieții a locuitorilor. Ai un top așa al localităților din mediul rural care au fost foarte, foarte harnice din cele cu care ai lucrat tu până în prezent? Comune? Comuna Ibănești, Comuna Voivodeni, Comuna Țintiș, Comuna Cozma, Comuna Zagăr, Comuna Cuci, care e mai sus în top, dar așa cum mi le amintesc, cam astea. Deci, iată că se poate, se poate acolo unde există voință. Și voință a avut Alexandra și în a face altceva decât aceste proiecte pentru linii de finanțare, a avut voința să încerce poate ceva ce la vârsta ei pare așa o joacă și o chestie de nedorit la 21 pic de ani, adică să facă parte dintr-un partid politic. Vorbim și cu un specialist, iată aici de față în fonduri europene, dar și cu un tânăr politician, mureșan. De ce în politică? Sunt curios. Da. De ce în politică? Pentru că... Nu, n-ai mai primit această întrebare? Nu ți-a mai fost adresată? Nu prea. Bine, mă bucur că sunt printre primii. De ce un tânăr specialist în fonduri europene a făcut și pasul către politică? Trebuie să fie ceva care te mână sau, mă rog, te-a mânat în momentul intrării să faci pasul către această lume a politicii? Păi, în principal pentru că doresc să mă implic în dezvoltarea comunității și văzând cum se pot atrage fonduri europene, am o experiență în domeniu. E mai ușor dacă ești și de cealaltă parte a baricadei, ca om politic, să îți pui în practică anumite viziuni? Da, dar momentan nu am experimentat aceste lucruri pentru că sunt nouă în politică și... Fiecare avem un început. Da. Din ce an? Din 2018. 2018. Iată că, mă rog, încet, încet se schimbă garniturile și când vine vorba de politica la nivel județean. Sânge proaspăt în politica mureșană. Au fost pe scaunul pe care este Alexandra mulți tineri care au făcut pasul spre această zonă a societății noastre, spre politică. În ce partid? Partidul Pro-România. Unicul până acum. Și sper să rămân așa, nu? Da. Dar de ce Pro-România? Pentru că eu sunt chiar de la începuturile Pro-România în județul Mureș și pentru că
am avut încredere în echipa care l-a format în momentul respectiv. Și i-am văzut pe toți foarte tineri și implicați și mi-a plăcut asta. A dat un suflu așa, faptul că v-a trecut pragul organizației Victor Ponta de curând, a fost prin oraș și prin județ? Da, a fost un suflu și a fost o energie foarte bună. Dacă mă uit pe lista Consiliului Județean, propunerile din partea Partidului Pro-România, sigur, pe primul loc pentru Consiliul Județean, ca și consilier, îl găsesc pe președintele vostru de organizație județeană, pentru ca pe locul 7 să o găsesc, regăsesc pe Alexandra Maria Oltean Grama. Și acest fapt mă duce cu gândul la faptul că, fiind tânără și fiind oarecum pe zona aceasta de finanțare, indiferent de partid, până la urmă societatea are nevoie de specialiști, fie că fac pasul spre politică, fie că nu fac, dar, cum spuneai și tu mai devreme, probabil sunt câteva atuuri când vine vorba de politică, ce te aduce ca tânăr politician mai aproape de luarea anumitor decizii. Deci, iată că lucrurile se leagă oarecum. Și apropo de decizii, care crezi că este atuul județului Mureș? Privind așa cu ochii tăi de specialist în fonduri europene și cu ochii tăi de economist, la modul general. Atuul județului Mureș. Unde s-ar putea dezvolta sau care ar fi latura pe care ar putea marșa următorul Consiliu Județean, următorii consilieri județeni, printre care poți fi și tu? Care ar fi zonele de dezvoltare aproape sigure pe care ar putea marșa Consiliul Județean Mureș ca investiții, ca propagare, ca, de ce nu, promovare și așa mai departe? După părerea mea, ar trebui să fie centurile ocolitoare de Târgu Mureș, Reghin, Sighișoara, dezvoltarea și mai puternică a parcului industrial, însă, mergând în teritoriu, am văzut în multe localități că nu există străzi asfaltate și, după părerea mea, prima investiție care trebuie făcută este asfaltarea tuturor drumurilor județene și, mai mult, și reabilitarea trotuarelor sau realizarea acestora, pentru că sunt în multe zone inexistente. Și chiar am văzut, am fost ieri în teritoriu cu colegii și am văzut... Unde anume? Nu vreau să spun localitatea, că spre zona Sighișoara. Spre Sighișoara, așa. Și am văzut o fetiță cu rolele care, din păcate, săraca, se dădea cu rolele pe aproximativ 3 metri pătrați în fața unui magazin, deoarece nu exista un trotuar asfaltat unde să se dea cu rolele. Ceea ce, pentru mine, din perspectiva mea, este o foarte mare tristețe. Nu am apucat să văd școlile în interior, din exterior erau frumoase și arătau bine. S-ar putea să fie pe principiul afară e vopsit gardul, înăuntru leopardul. Da, nu se știe, însă după părerea mea în pandemia actuală școlile ar trebui să fie al doilea sau chiar principalul, nu al doilea, principalul loc unde să se investească mulți bani. În timpul liber, Alexandra face sport, dacă tot ai pomenit de role. Fac sport, făceam, acum mai puțin. Acum sportul este umblatul în campanie. Și e de alergat, da. Cu ghilimelele, da, de rigoare. Așa este. Presupunând că vei ajunge după data de 27 septembrie consilier județean, cu ce prim proiect te vei
prezenta în fața colegilor din cadrul Consiliului Județean Mureș. Ce va vrea Alexandra Grama să facă în calitate de consilier județean dacă va ajunge acolo după 27 septembrie? Eu susțin partea cu modernizarea școlilor din tot județul. Nu neapărat Consiliul Județean va moderniza, dar va să sprijinim cât se poate de mult modernizarea lor și reabilitarea. Deci pe latura asta de investiții în comunitate, educație. Da, după părerea mea, educația este cel mai important lucru și odată ce un om, un copil este educat și primește educația necesară în școală și ulterior liceu, poate avea perspectivă și poate să vrea mai mult. Ești un om tânăr, Alexandra. Cum vezi tu generațiile actuale de elevi, de studenți, de tineri? Pare care ar fi trendul? Trendul este... Sunt foarte mult pe tehnologie, din ce-i văd. Și nu, sincer, nu-i văd, poate e doar părerea mea, nu-i văd atât de implicați. Ceea ce și o să spun, uite, mă refer la studenți, sunt foarte puțini studenți, cel puțin la noi, la ProRomânia, sunt foarte puțini studenți implicați. Probabil că suntem și la început, dar chiar mi-ar plăcea să existe o organizație puternică a studenților care să fie implicați să facă diferite proiecte. Oare dacă ne-am duce spre ei cu tehnologia, ca autorități, ca instituții, nu i-am face să vină mai aproape de noi? Dacă tot sunt legați de tehnologie, da, tinerii și generațiile actuale. Ce aplicație, sau mă rog, oarecum resursă informațională, modernă, ai vedea, aplicabilă pentru județ și cu deschidere evident și la tineri din zona turismului, din zona sportului? Cred că și din zona turismului și din zona sportului ar prinde o aplicație de genul și ce cred că ar fi benefică, poate chiar o aplicație pentru toată lumea unde să propună diferite proiecte sau să spună anumite probleme care să fie conectată cu Consiliul Județean sau Consiliul Local și ceea ce cred că este necesar, nu știu dacă, nu neapărat la nivel de Târgu Mureș, că la nivel de Târgu Mureș probabil site-ul primăriei este mai ok, dar la nivelul multor comune este necesară partea de site și partea de interacțiunea cu autoritatea locală prin site-ul respectiv. E atât de deficitar acest domeniu pe care l-ai pomenit încât știu multe primării care au adresă de Yahoo, deci nu au propriul lor site și implicit propria adresă de mail. Dacă ar fi să ne uităm la județul nostru despre care tot vorbim, în care, iată, și tu și eu activăm, în care tu îți propui să ajungi și consilier județean, trei locuri sau trei elemente care îți plac foarte mult, le îndrăgești din acest județ. Ce-mi place foarte tare este cetatea Sighișoarei. Este un loc Este important. Suficient de îngrijită, oare? Nu este suficient de îngrijită. Se mai poate și ar trebui probabil și consolidată și
sunt și alte probleme, dar nu am avut interacțiunea atât de tare încât să pot să spun prea multe. Un loc care mai îmi place este la noi, la Târgu Mureș, la platou, grădina zoologică. Este un loc foarte frumos de relaxare, de recreere. Și ceea ce mai este frumoasă este Valea Mureșului, locuri frumoase de relaxare. Ceea ce cred că locurile acestea cred că ar putea fi exploatate mai bine decât sunt. Mergem în direcția opusă. Ce crezi că nu merge în acest județ? Lucruri care nu-ți plac și le-ai putea schimba dacă ai fi acolo, la butoane unde se mișcă lucrurile. Elemente care îți displac în județ sau de prin județ? Traficul, de prin majoritatea peste tot, da, locurilor. Transportul în comun, care poate că ar trebui să fie un pic mai modern și mai să poată fi accesibil, să unească mai multe zone. Măcar cele din zona metropolitană, da, nu? Vezi o interconexiune între. Da. Și trafic, transport local. Și, da, deșeurile, colectarea deșeurilor. Ai văzut încă multe pubele pe care scrie plastic și probabil se aruncă tot coșul de gunoi. Bine, dar aici mă gândesc că povestea problemei pleacă de sus, de undeva, pentru că întotdeauna peștele de la cap se împute și ar trebui, mă gândesc, duse înspre o zonă mult mai serioasă, nu doar colectarea, ci și reciclarea, pentru că degeaba colectezi selectiv dacă nu reciclezi. Asta înseamnă că în mare parte probabil ce ai colectat selectiv ajunge iarăși la comun undeva. Deci cred că n-ar fi rău voi la partid sau tu personal, dacă vei ajunge în postura de consilier județean, să marșați și pe ideea reciclării, nu doar pe ideea colectării selective a deșeurilor. Dacă este să ne uităm spre politicieni, lăsăm locurile deoparte, frumoase și mai devreme și cele mai puțin frumoase, care sunt atributele negative pe care le detești la un politician? Hai că deja faci parte din ei, trebuie să-i vezi ca pe colegi sau, mă rog, viitori colegi, pe toți cei ce activează pe acest plan politic. Ce îți displace la un om politic? Ce îmi displace la un om politic? În principal, minciuna. Chiar dacă este poate una mică sau pe ocolite, nu. Și facem un top 3 ca să nu fie doar minciuna, ca și mai devreme, la cele bune și frumoase și mai puțin plăcute când vine vorba de județ. Deci tot 3. După minciună ar fi? Lașitatea și să nu aibă viziune. Lipsa viziunii. Lipsa viziunii, da. Crezi că în ultimii 30 de ani sau hai 20 sau hai 10, ca să poți avea așa oarecum o abordare cât se poate de realistă, ultimii 10 ani, ai văzut viziune în administrația locală sau județeană? Da, a fost? Da. S-a văzut? A fost la nivel local, pot să spun, la nivel de Târgu Mureș. Și oarecare ar fi direcția în care s-a mers? Și oarecum se vede viziunea pe care s-a marșat? Păi se vede dezvoltarea orașului. Se vede. Alexandra, sperăm
că vei face mult mai mult decât cei care spui că au făcut și au avut viziune, fie din postura de consilier județean, fie cu alte ocazii, în alte funcții obținute prin votul cetățeanului. Ce e cel mai greu, dacă am pomenit de cetățean și de campanie, ce e mai greu, așa, mai solicitant într-o campanie? E prima ta campanie electorală, trebuie să își lase așa oarecum o anumită amprentă. Cum e campania când vine vorba de Pro-România și Alexandra Gramă? Este prima mea campanie electorală la nivel de alegeri locale. Am mai participat la două campanii electorale. Nu în calitate de candidat. Nu în calitate de candidat, însă pot să spun că campania asta este pentru toată lumea diferită datorită pandemiei. Pentru că, într-adevăr, mergem pe străzi și stăm de vorbă cu cetățenii, însă este o foarte mare reticență din partea lor, nu numai prin faptul că ne văd și spun, a, iarăși voi, dar care iarăși noi, pentru că noi suntem oameni noi, însă și din punctul de vedere al pandemiei sunt reticenți, deși noi mergem cu mască, suntem echipați corespunzător, însă este destul de greu. Ce crezi tu că au făcut oamenii politici decenii întregi pentru ca în mentalul colectiv să se împământenească această reticență de care spui, iar voi? Cred că nu au făcut probabil cât se așteptau cetățenii să facă și din acest motiv este această reticență și această expresie, însă eu vreau să subliniez că echipa Pro-România este o echipă nouă în politică. Suntem 99% persoane noi, persoane specialiști fiecare pe domeniul nostru și nu am mai făcut politică majoritatea dintre noi. Asta este foarte bine. Dacă te vei întâlni sau vă veți întâlni în cazul în care vei rămâne tot aici în Pro-România și partidul va exista mulți ani de aici încolo, ar fi bine pentru toată lumea, implicit pentru tine și pentru voi, ca oamenii care vă vor vedea peste 10 ani și voi luându-vă de asemenea discipoli sau, mă rog, persoane tinere la vremea respectivă, să faceți cumva în acest timp, voi, generația tânără, garda tânără, să dispară oarecum aceste expresii de genul celei pomenite mai devreme. Iar voi. Cred că doar atunci va merge țara bine, localitatea, județul, noi în sine ca societate, dacă vom schimba percepția celor mulți, celor care până la urmă susțin statul. Alexandra, îți mulțumesc pentru faptul că ai dat curs invitației și pentru că vine o perioadă sau continuă această perioadă cât se poate de solicitantă pentru tine, baftă pe ambele planuri, și pe cel politic și pe cel profesional. Și dacă tot sunt două, mai ai timp și de tine și de casă? Mai am timp. De familia despre care ai vorbit de cu drag la început de emisiune. Da, mai am timp, chiar dacă sunt, pot să zic, de dimineața până seara implicat în toate activitățile. Seara tot avem timp de 30 de minute, oră de ședință de familie. Ședință ca la partid. Să iau hotărâri importante, nu? Cu quorum și unanimitate, dacă este cu putință. Hobby-uri? Ce hobby-uri are tânărul politician Alexandra Gramă? Chiar mă gândeam înainte să vin că s-ar putea să pui întrebarea asta și pot să zic că fitness-ul ar fi un hobby, numai că destul de neglijat în ultima vreme.
și încă un hobby datorită soțului meu, pot să spun pescuitul, nu neapărat ca și activitate, cât ca relaxare. Este sportul mureșan suficient de bine consolidat și susținut? Pot să spun poate, că... poate fi și sportul una din acele laturi pe care să acționați când da, vine vorba de partid și de Consiliul Județean, dacă da, este să vorbim? Da, ar putea fi și sportul o latură pe care să acționăm și pe care să o dezvoltăm. Așa să fie și cum se mai spune în popor, așa să vă ajute Domnul. Alexandra, încă o dată mulțumesc pentru faptul că ai fost aici prezentă în One to One. Baftă multă cu campania și sper să-ți poți implementa proiectele atât pe latura profesională, cât și pe cea politică și după 27 septembrie să vedem o gardă tânără, schimbată, în fruntea Consiliului Județean Mureș și apoi să te aducem din nou în emisiune, să te tragem de mânecă pentru ce ai făcut sau ce nu ai făcut. O să vin. Cu mare, mare drag, am stat de vorbă cu Alexandra Grama, un tânăr specialist pe partea de fonduri europene, dar iată și un tânăr politician ce candidează la funcția de consilier județean din partea Pro-România pentru Consiliul Județean Mureș. Acesta a fost One to One-ul de astăzi. Eu sunt Ovidiu Mita, vă salut până data viitoare, toate bune, spor în toate!